ziua și bine v-am regăsit la o nouă întâlnire marca Ce se întâmplă, doctore? La ora actuală, monturile afectează sute de mii de persoane din întreaga lume. Acestea apar mai ales după vârsta de 65 de ani. Dar există și persoane mai tinere care se confruntă cu monturi. Ce soluții există pentru a rezolva aceste deformări de la nivelul piciorului? Ne explică medicul Codrin Husar, medic primar ortopedie și traumatologie la Spitalul Clinic Sanador. Bună ziua, domnule doctor! Bună ziua, mulțumesc de invitație! Ar vrea să lămurim în primul rând de ce apar monturile. Principalul factor de risc pentru apariția monturilor este purtarea încălțărilor cu vârf îngust. Femeile poartă pantofi cu vârf, în mod obișnuit, cu vârf mai îngust decât bărbații și din cauza asta este și o afecțiune predilectă la femei. Acest factor de risc vine să acționeze pe o mulțime de alte posibile conformația parte ale piciorului, pe o mulțime de alți factori de predispozanți, traumatisme și așa mai departe. Doar femeile fac monturi sau și bărbații? Având în vedere că principalul factor de risc e reprezentat de purtarea pantofilor cu vârf îngust, marea majoritate a pacienților care ajung la medic sunt femei. Monturile pot să apară și la bărbați, însă de cele mai multe ori când întâlnim monturi la bărbați, fie vorbim de o particularitate de conformație, fie de o activitate aparte care predispune la apariția monturilor. Și un exemplu tipic este monturile care apar la fotbaliști, monturi care apar din cauza purtării ghetelor de fotbal cu vârf îngust și respectiv a microtraumatismelor, lovirea repetată a mingii în zona degetului mare, care până la urmă ajunge să se deformeze. Cu toții am auzit de monturi, cu toții probabil l-am văzut mai ales la persoanele mai în vârstă. Ce se întâmplă de fapt la nivelul piciorului de apare această deformitate? Corect, montul este termenul popular pentru că montul, dacă ne-am luat după dicționar, ar fi ceva care a crescut într-o zonă a corpului. Numele științific este hallux valgus și de fapt se referă la o deformare a articulației. Articulația de la baza degetului mare, care din cauza, așa cum spuneam, a purtării încălțămintei neadecvate, se deformează în felul următor. Osul de la baza degetului mare este deviat spre interiorul piciorului și proemină sub piele, în timp ce degetul mare alunecă de pe soclul lui natural și împinge din ce în ce mai mult, este deviat și împinge din ce în ce mai mult degetele mici. Cam cât le ia monturilor să evolueze spre fazele foarte complicate? Nu cred că există un timp așa foarte, foarte clar. În orice caz, este o evoluție care se produce în ani de zile. Dacă vreți o nuanță, de exemplu, există montul sau hallux valgus constituțional, care apare la sau juvenil, care apare la tiner și respectiv hallux valgus sau monturile adultului. Formele care apar la copii au tendință de evoluție mai lentă în timp, adică își păstrează acea deformitate, își păstrează amplitudinea, își păstrează gravitatea multă vreme în timp. În timp ce la hallux valgus sau monturile care apar la femeile adulte, tendința într-adevăr este să se deformeze din ce în ce mai mult pe măsură și de purtarea încălțămintei incomode, cu cât porți mai mult, cu atât deformitatea se produce mai repede și avansează mai repede. Care sunt simptomele cu care se confruntă pacientele dumneavoastră? Care sunt semnele care le aduc în final la medicul ortoped după ani de evoluția monturilor? Există un aspect estetic, și anume faptul că piciorul este deformat și are un pic neplăcut, să spunem. Aspectul piciorului este un pic neplăcut. Asta este una dintre cauzele care le aduce pe femeile tinere, de obicei, la un consult la ortoped. Alte situații sunt, bineînțeles, cele pur medicale, și anume durerea, dificultățile de a purta încălțămintea uzuală, deformarea care crește în timp și face mersul din ce în ce mai dificil,
agravarea care presupune deformarea progresivă și a degetelor mici, apariția bătăturilor, cam asta ar fi. Deci, partea estetică și respectiv durerea. La ora actuală circulă pe internet tot felul de soluții care nu vizează neapărat intervenția medicală. Ce părere aveți dumneavoastră, medic fiind, despre acestea și ce ar trebui să știe persoanele care nu vor să ajungă la medic pentru intervenția chirurgicală despre eficacitatea acestor metode? Montul sau hallux valgus, așa cum discutasem, este o deformare, reprezintă o deformare a articulației. Această deformare a articulației apare când structurile care trebuie să mențină articulația pe poziția corectă cedează sau se uzează. Există un ligament cu rol foarte important de pe partea interioară a articulației de la baza degetului mare care ține articulația în poziție corectă și respectiv un mușchi, mușchiul abductor al hallucelui se cheamă, implicate în asigurarea poziției corecte. Hallux valgus apare când aceste două structuri cedează. În momentul în care au cedat, nu mai există nicio structură care să țină degetul pe poziția corectă și, teoretic, din momentul ăla, evoluția se face spre agravare. Acele dispozitive sau acele metode care spuneți pot fi încercate pentru mai multe efecte. Există tot felul de produse de purtat local pentru a diminua durerea. Și poate că ele ar putea să aibă o oarecare eficacitate. Creme cu care să te dai în zona montului care să scadă durerea, diferite peduri din silicon sau moi pe care le interpui între zona montului și pantof care să mai reducă din iritația pielei în zona respectivă și care ar putea să fie eficace. Alte metode prin care să încerci să îndrepți articulația sunt ineficace și purtarea lor poți să le porți, dar nu au absolut niciun efect asupra corecției. Poți să te gândești eventual la niște metode înainte să apară montul de prevenire, într-adevăr, și asta presupune purtarea unor pantofi cu vârf larg sau purtarea unor spacere asemănătoare cu spacerele care se folosesc la pedicură pentru a nu se atinge degetele și să se ducă vopseaua de pe unghii, care pot fi purtate eventual preventiv noaptea sau într-un papuc foarte comod de casă. Restul dispozitivelor, repet, nu îndreaptă degetul la forma normală și pot fi și nocive. Am ajuns la soluția pe care o oferă la ora actuală chirurgia. Ce puteți face dumneavoastră pentru persoanele care au monturi, pentru ca acestea să nu se mai confrunte cu ele? Concluzia un pic a discuției de mai înainte este că singurul mod în care poți să refaci forma articulației și a piciorului este printr-o intervenție, atunci când pacientele ajung să conștientizeze că e nevoie de o intervenție. Intervenția presupune readucerea oaselor în poziția corectă. Asta presupune secționarea oaselor, îndreptarea lor și fixarea în poziție corectă cu niște dispozitive interne, șuruburi, plăcuțe și așa mai departe. Ce ar trebui să știe femeile despre această intervenție? Cât durează recuperarea? Dacă își pot relua mersul normal după ce a trecut această perioadă? Ce ne puteți spune din acest punct de vedere? Este o deformitate complexă și paleta de intervenții pentru corecția acestei deformități este foarte largă. Deci și tipul de recuperare, timpul recuperării poate să varieze, nu există un standard. Cu cât operația este făcută mai la început, adică cu cât deformitatea este mai mică, cu atât
recuperarea va fi mai rapidă, cu atât protocolul de recuperare după operație va fi mai permisiv, adică în majoritatea cazurilor pacientele au voie să calce pe picior după operație. Cu cât operația este făcută atunci când deformitatea este mai mică, cu atât riscul de recidivă este mai mic. Au voie să calce imediat după operație, dar în majoritatea cazurilor cu ajutorul unei sandale ortopedice. Sanda ortopedică pe care o vor purta pe o perioadă de câteva săptămâni, 4-6 săptămâni maxim. Gimnastica de recuperare propriu-zis, în funcție, bineînțeles, și de tipul de operație, este utilă întotdeauna și poate să înceapă de cele mai multe ori de la câteva zile, o săptămână după operație. Operați ambele picioare dacă sunt probleme sau preferați să faceți intervențiile separat? Se pot opera în același timp, în același sesiune, operatorii ambele picioarele sau separat, în funcție de indicație. Atunci când avem de-a face cu paciente tinere, atunci când avem de-a face cu deformități puțin accentuate, atunci când pacienta este compliantă și înțelege ce presupune mersul cu două sandale ortopedice în același timp, facem operația la ambele picioare în același timp. Cu cât deformarea este mai amplă și tehnica este mai amplă și poate presupune să nu calci pe piciorul respectiv după operație, există și situații de genul ăsta. Vă dați seama că nu se poate face decât succesiv. Condusul mașinii după operație este iarăși un factor care poate să influențeze decizia. De exemplu, dacă te operezi la piciorul stâng și ai o mașină cu cutie automată, poți să conduci imediat după operație. Dacă te operezi la piciorul drept, trebuie o perioadă în care să aștepți până când să conduci, pentru că acea sanda ortopedică este mai voluminoasă și nu sfătuiesc pacientele să conducă mașina sau pacienții să conducă mașina imediat după operație. Astea ar fi câteva criterii după care te ghidezi. O altă întrebare este legată de încălțămintea pe care o pot purta femeile după ce a trecut perioada de recuperare, având în vedere că multe preferă să poarte pantofi cu top, pantofi strâmb, tocmai cei care au cauzat apariția problemelor. Care ar fi, să spunem, niște reguli de purtare a încălțămintei, astfel încât monturile să nu recidiveze? Trecerea de la sandaua ortopedică, așa cum spuneam, care trebuie purtată 4-6 săptămâni după operație, la un pantof normal, se face în timp după operație. De obicei, după câteva luni de zile, piciorul este pregătit să poți să porți teoretic orice tip de pantof. Având în vedere că un pantof cu vârf îngust este principalul factor de risc pentru apariția montului, el va fi și principalul factor de risc pentru recidiva montului după operație. Teoretic, după operație, normalizarea formei și a funcționării piciorului va permite unei femei tinere care își dorește să poarte un pantof cu vârf îngust sau un pantof cu toc, îi va permite să-l poarte, dar purtarea lui va aduce riscul de recidivă. Nu obișnuiesc să interzic atât sau să recomand atât de drastic ca după operație să nu mai poarte niciodată un pantof cu toc, dar recomand să fie făcută purtarea acestor pantofi cu să se poarte, decizia să fie judicioasă, eventual să porți pantof cu toc la ocazii și în rest să porți cu cât mai mult posibil pantofi eleganți. Pantofi comozi, pardon. Și o ultimă întrebare legată de tipul de intervenție. Se pot face și intervenții minim invazive, altele decât cele din chirurgia deschisă? Care ar fi criteriile pe care le aplicați în alegerea tipului de intervenție? Chirurgia minim invazivă a pătruns în domeniul ăsta al operațiilor pentru hallux valgus, cred că de 10 ani cel puțin, și s-a tot modernizat și s-a perfecționat în perioada asta. Se pot face categoric intervenții minim invazive pentru corecția monturilor.
Marele avantaj este că cicatricea este infinit mai mică și mai estetică decât cicatricea care rămâne prin metoda clasică. Alte avantaje ar fi riscul de infecție mai mic și, având în vedere că cicatricile, nu doar cele de la piele, sunt mai puțin abundente, și cele interioare, teoretic, recuperarea mobilității și a funcției articulației e mai rapidă. Se fac aceste intervenții în formele nu foarte grave.